Ne întâlnim din nou la Doza de Sănătate cu Georgeta Maxim, specialist în optometrie. Bine ați revenit aici la București FM. Întrebarea de astăzi este: cât de nociv este pentru un copil să stea mai mult timp privind ecranul telefonului, al tabletei sau al computerului? Desigur, mai mult pe lângă școală, unde este obligatoriu. E o întreagă discuție pe marginea acestui subiect. Cât îi lăsăm, cât îi îndepărtăm de aceste ecrane. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Pentru un copil, ca și pentru un adult, privitul la aproape este un proces foarte interesant și complex, aș putea spune. Practic, pentru noi este un cadou pe care l-am primit, și anume abilitatea de a vedea la aproape. Această abilitate de a vedea la aproape este dată de un proces care implică creșterea unei anumite componente din ochi care determină vederea la aproape. Iar această creștere este cu atât mai mare cu cât distanța la care privim este mai mică. O distanță normală pentru un adult, spre exemplu, este de 40 de centimetri. Iar acest lucru se face într-un mod facil și echilibrat pentru tot restul vieții. Pentru un copil, nu se poate vorbi de o distanță de citit de 40 de centimetri. Cu cât sunt mai mititei, cu atât mânuțele sunt mai mititele și distanța este mult mai mică. Iar telefoanele, spre exemplu, sunt ținute la distanțe și mai mici, că și telefoanele sunt mici. Și atunci, fenomenul care apare este de o solicitare de acomodație, spunem noi, de o valoare cel puțin dublă din partea ochiului pentru a vedea la aproape. Iar acest lucru este completat, sau mai bine zis, vine adițional faptului că nu ne uităm pentru perioade scurte. Copiii petrec un pic mai mult timp, așa cum a spus și dumneavoastră, pe lângă timpul petrecut pentru școală, vine timpul liber pe care au tendința să-l petreacă tot în fața ecranelor. Iar distanța la care privesc, fiind foarte mică, solicitarea din partea ochiului este foarte mare și se poate transforma în lucruri mai puțin plăcute. Practic, se poate instala afecțiunea numită miopie, care poate nici măcar nu era în calcul. Spre exemplu, familia nu are miopie, iar copilul începe să aibă miopie din cauza privitului la distanțe foarte mici în fața ecranelor. Dacă familia are miopie, copilul este predispus la apariția ei, iar cu lucrul în fața, cu privitul la ecrane mici și la distanțe foarte mici, face ca progresia miopiei să fie și într-un ritm mai alert. Practic, pe cât posibil, această activitate la aproape, la distanțe atât de mici, trebuie limitată. În privința copiilor, este un musai, iar copiii foarte mici ar trebui să nu aibă acces deloc în fața ecranelor. Iar atunci când încep să aibă acces la ecrane, să fie împreună cu un părinte și să nu depășească 10 minute, 15 minute, în reprize de 15 minute, apoi pauză, joacă, aer liber și din nou poate 15 minute însoțiți de un părinte care să arate sau să se asigure, bineînțeles, și de conținut. Asta este altă discuție. Categoric. Așadar, atât copiii cât și adulții trebuie să aibă mare grijă cu această relaxare din fața telefonului, iar copiii foarte mici, riscul pe care îl implică privitul la telefon sau la tabletă, la masă sau în orice activitate cu familia, cu totul se întâmplă, iar ei sunt undeva într-un colț, cu ecranul acolo, toată lumea e fericită, este liniște, dar
prețul pe care îl plătim, cum am mai spus, este prea mare pentru copil. Un avertisment de care trebuie să ținem seama. Vă mulțumim foarte mult!